milioane au nevoie de victorie pentru a spera la play-off. Start joc, dar reamintesc că este urmă șut și de lângă poartă. Să vedem această lovitură liberă pentru Aerostar. Pasă acolo, schimbă încercată și aproape de reușit. Schimba softul vechi, cel Streamlabs care transmiteam de obicei. Mi-a creat probleme foarte mari cu pasarea de la Rădăuți. A probleme cu semnalul din cauza aeroportului. În fine, centrarea acolo fața porții, șansă, șut și prima mare ocazie a meciului. Să vedem această centrare. Viere și va fi din nou corner, nu? Au de poartă, deci e prima parte a campionatului, se duc și mai interior. De Adrian Viorică versus Aerostar. Am un salut pentru invitarea de vedere. Are mâine un meci foarte important în deplasare la Florin. Să dăm șansa bună. Un șut acolo pe lung. Nu știu cât de... Există un șut acum de la 20 de metri. Însă mult foarte apărării. Să vedem aici. Șansa. Colește de puțin vincul porții echipe calificate în play-off. Să vedem o pasă în spatea părării, nu este offside acolo și se ridică fanionul la Horia, cred. Da, două bătăi cu Oțelul și Florel. Să vedem șansă bună aici, are și penalti. Da, un atac imprudent acolo și scoate penalti. Sperăm că se opreste vântul, măcar să nu fie cușit penalti, pași mărunți, șut și scoate portarul în față, apoi un nou șut și o nouă intervenție a portarului și gol! Ce ratare! Și întoarce adversarul, scoate mingea undeva la 30 de metri, centrare foarte bună, bară! Sperăm că va rezista până la final, să vedem, pasă bună, atacă Careu, centrare, șansă, Viorică, șut și loc apoi își poate face calculele finale. Vedeți la Horia aici, pătrudere bună, Horia, centrare pe bara a doua și va fi corner. Este totuși o bară. Centrare bună, reluare cu bară pentru Aerostar și n-a fost mingea atinsă. Da, trece mingea, atacă poarta și un șut, dar peste. Are sat în componență, vărsătura. Să vedem șansă mare și are și cetățenia română, dar nu poți, chiar dacă ai vârsta de under, nu te consideră FRF-ul under dacă nu ești eligibil pentru loturile naționale. Să vedem o centrare bună de Viere acolo și peste va fi corner pentru Chiscan, centrare pe scurt de Viere și scoate portarul, ocazie uriașă pentru Sportul și un fault. Excelentă pasă, șut pe scurt și deține portar. Da, să vedem șansă pentru Aerostar, pasă bună. Centrare fața porții și resping Chiscanene. Locul joacă la Sportul Junior, meciul anului. Se vede pătrudere acolo și penalti. O intrare din spate, al doilea penalti. Spuneam, jucătorii Chiscanului nu recunosc că ar fi fost penalti. În fine, mai puțin important s-a dat. Să vedem dacă fracele această dată va marca. Raciu 2-3-4.
șut foarte bine plasat și este gol. Bravo, Cătăl! Marchează Cătălin Vraciu. E un golgeter mai lăsat la sezoane. Cel care a suferit o accidentare gravă. Cei de la Aerostar au avut grijă de el. Refăcut. L-au așteptat să-și revină după această perioadă de inactivitate. Foarte bun acest secundar, foarte rapid. Vă spuneam de ce Zecar de nou mingea la el, un șut pe scurt și gol. Marchează acum Zecarul. Un șut foarte frumos pe scurt, foarte rapid. E un jucător de mult de forță. S-a dominat fotbalul, un jucător foarte, foarte rapid. Prea puteți spune că discutăm de neștrătit, da? Raciu Urevare acolo. Ieși în el! Dă-mă mișoare! Bună, să vedem centrarea. Centrare excelentă și... șut și scoate din loc portarul. Sunteți pe live. Să vedem. Da, excelentă fază. Centrare și 3 la 1. Bravo! Bravo! Excelentă cursa al numărului 24. Da, să vedem. Recuperare. Rămâne mingea în teren. Cursă bună. Viteză foarte bună. Jucătorul numărul 24 care intră excelent spre centru. Să vedem. Și gol superb! Gol superb al numărului 4, 24. Bravo, Jardele! Are și un dans aici special pentru suporteri. Da, o cursă excelentă și a făcut mingea foarte frumos și a șutat imparabil 4 la 1. Da? Să vedem. Pas excelentă, Izman în poziție bună, șut pe scurt. Și gol Izmană, a sărit mingea acolo la el cumva. Da, și gol și pentru Izmană acum. Bă, ăsta nu ți-l mai anulează. Un șut pe scurt. O fi. Da, pasă bun aici între linii. Să vedem, pătrundere. Are spațiu, urmează un șut pe jos și Olaru iarăși. Tot vorbeam de el, de 60 de metri. Izman, diagonală foarte bună, să vedem preluare de mare atacat și gol. Se cunoaște calitatea, cred că-i frage. O diagonală superbă și preluare de mare atacant. Un șut imparabil și 6 la 1, da, Vraciu. Și fluier final. Victorie dată pentru Aerostar Bacău, care se impune cu 6 la 1.